Crucea Regelui, Evanghelia după Marco. Suntem în această serie, citim Evanghelia după Marcu și ne bucurăm, ne încântăm de o expoziție extraordinară de tablouri. Fiecare tablou în parte este o capodoperă. Fiecare tablou în parte are un conținut puternic, profund de învățătură. Fiecare tablou în parte are ceva să spună vieții noastre. Astăzi am ajuns la Marcu, capitolul 10. O altă sală plină de tablouri, în care, de data aceasta, învățătura este preponderentă. Dacă Marcu este caracterizat de o, un dinamism nemaipomenit, dacă Marcu este o carte care prezintă acțiunile Domnului Isus, în vreo două locuri, în vreo două pasaje, Marcu se oprește în loc și vine să ne prezinte câte ceva din învățăturile lui Isus. Ebine, bine, Marcu 10. În Marcu 10, învățătura este preponderentă. Iar această învățătură uimește și chiar îngrozește pe alocuri. Vedem în repetate rânduri în acest pasaj, în versetul 10, în casă ucenicii l-au întrebat, erau uimiți, l-au întrebat. Versul 24, ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Versul 26, au rămas și mai uimiți de cuvintele lui. În versul 32, erau tulburați de ce le spusese Iisus și mergeau îngroziți după el. De ce? Pentru că învățăturile lui răstoarnă prioritățile noastre. Este o sală plină de tablouri care vorbesc despre prioritățile noastre. Și se pare că e un subiect cât se poate de intens sau de actual, cel puțin din sondajul de pe Instagram. Aseară, acestea erau rezultatele. Nimeni, 0%, credeau să erau de părere că, sunt, că nu stau bine cu prioritățile. 20% lucrau la ele și 75% rugați-vă pentru mine, adică e disperată treaba. Între timp, de azi noapte până astăzi s-au mai schimbat puțin. Vreo 14% sunt ok cu prioritățile. Sunt de părere că sunt ok. 36% lucrează la ele. Și 50% sunt disperați. Rugați-vă pentru mine. Oricum ar sta lucrurile, ideea de priorități se pare că este destul de actuală și cu toți avem sentimentul că mai încape, E bine, prioritățile de astăzi nu au atât de mult de a face cu priorități legate de cum să-ți organizezi viața, ci priorități ce va face de cum să-ți gândești viața. Prioritățile una după alta vor veni și vor avea de a face cu modul nostru de gândire. Pentru că dacă îți pui lucrurile în ordine aici, celelalte îi urmează. Așa că, haideți să luăm... Cele câteva tablouri, unul după altul, ce să vedem cu ce putem pleca acasă, ce putem învăța concret pentru noi astăzi. Primul tablou este deja tulburător și cât se poate de actual, spun eu, în vremurile în care trăim, despre divorț. Prioritatea prezentată de acest tablou este prioritatea poruncii, nu a excepției. Porunca are prioritate înaintea excepției de la regulă, de la poruncă. Ce se întâmplă? Fariseii au venit la Isus să-l pună la încercare sau să-l ispitească în traducerea Cornilescu și îl întreabă pe Isus: este îngăduit unui soț să divorțeze de soția lui? Isus le întoarce întrebarea și le spune ceva poruncit Moise. Și răspunsul dat de ei este deviant. Ei nu răspund la întrebare, ci îi scot în evidență excepția de la poruncă. Ei nu ră o poruncă de felul acesta. Divorțează din soție o carte de despărțire. Asta era excepția. O derogare generată de împietirea inimii. Răspunsul lor fuge de întrebarea lui Isus. Ce v-a poruncit Moise? Și ei spun, avem voie să scăpăm. În alte cuvinte, derogarea aceasta, datorată împietririi inimii, era gândită în felul următor. Dacă inima ta este atât de împietrită încât nu vrei să stai în legământ, măcar partea vătămată să fie protejată. Pentru că cartea de despărțire o dezvinovăța pe femeie și o elibera din punct de vedere civil al statutului de stare civilă și social. Legea încerca, prin excepția menționată, să răscumpere ce se mai poate răscumpăra din micimea noastră. Așa că, iată, o primă învățătură practică pentru noi. Nu te focaliza pe excepțiile convenabile pornirilor tale, neglijând voit esența. Și, Doamne, cât de practic este un astfel de adevăr. Pentru că dacă ne căutăm sinceri pe noi înșine, ne vom descoperi căutând mereu cum să batem sistemul. Mereu, mereu preocuparea noastră este cum pot ajunge, cum pot ajunge până la limită. Și nu ne preocupă esența. Centru cercului, nu perimetrul lui, nu linia lui. Esența este subliniată de Isus în versetele 6 la 9. La începutul creației Dumnezeu i-a făcut bărbat și femeie. De aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va lipi de soția lui, iar cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ceea ce a unui Dumnezeu, omul să nu despartă. Ce spune Isus prin aceste cuvinte, prin această rememorare a textului din Genesa? Deja ne învață un lucru foarte important și anume... Dumnezeu a plănuit căsătoria să fie o relație împlinitoare și permanentă. Asta spune Isus aici. Împlinitoare în ce fel? În Genesa 2, 18, ni se spune, nu este bine ca omul să fie singur, spune Dumnezeu, am să-i fac un ajutor potrivit. După ce a trecut toate animalele prin înaintea lui, Dumnezeu spune, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Adică să aibă parte de o relație împlinitoare, un ajutor potrivit. Dar ajutor potrivit ce înseamnă? Adică un ajutor pe măsura lui, un ajutor egalul lui. Dar pentru ce? Spune-mi odată. Uitați-vă, pentru ce? Oare pentru ce? Un ajutor potrivit să se deplaseze mai repede? Nu, Adam putea folosi un cal. Un ajutor potrivit să lucreze pământul? Adam putea folosi o pereche de boi. Un ajutor potrivit să-l ajute la gătit, la splatul vaselor și al hainelor? Nu era cazul, nu aveau de niciunele. Ajutor potrivit la ce atunci? Porunca pentru om era să lucreze grădina și să o păzească. Genesa 2 cu 15. Asta era misiunea omului, să lucreze grădina și să o păzească. Dumnezeu se uită la misiunea lor și spune, ai nevoie de o relație împlinitoare, ai nevoie de un ajutor potrivit ca să lucrezi grădina și să o păzești. Bine, dar ce înseamnă asta pentru noi astăzi? Să o lucreze? Adam avea responsabilitatea să întrețină grădina. Bun, și atunci femeia era doar o forță de muncă în plus? Nu cred. Adam putea să lucreze în rit ritmul lui. Nimic nu-l zorea. Și atunci ajutorul în lucratul grădinii nu era în principal unul fizic, cât mai ales emoțional și intelectual. Adică omul avea nevoie de cineva, pe măsura lui, egalul lui, față de care să-și reverse iubirea și de la care să o și primească. Avea nevoie de cineva, de un fel cu el, un egal, cu care să se consulte, să planifice, să ia decizii. Iată ce înseamnă lucratul grădinii, dar să o și păzească. De cine să o păzească? de cel rău care era deja în lume. Deci, ajutorul potrivit, egalul lui, ființa pe măsura lui. Ajutorul acesteia avea a face cu cele spirituale. Omul avea nevoie de un ajutor pe măsura lui în lupta spirituală. Și atunci, Dumnezeu a gândit relația de căsătorie să fie relație împlinitoare Adică să fie doi la oaltă care să se sprijine reciproc în domeniul fizic, emoțional, intelectual, spiritual, în drumul lor spre eternitate. Căsătoria este o resursă temporară doar pentru viața aceasta. În viața de dincolo se spune că oamenii nu se vor mărita și nu se vor însura. Relația de căsătorie este pentru acest pământ, o resursă de sprijinire reciprocă în drumul lor spre eternitate, în lucratul și păzitul grădinii personale. Dumnezeu a gândit de relația de căsătorie să fie o relație împlinitoare. Asta e esența căsătoriei și permanentă. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ceea ce a unui Dumnezeu, omul să nu despartă. Aceasta era esența pe care Iisus căuta să le o imprime fariseilor ei. Au deviat imediat la excepție, la derogare, cum facem foarte mulți dintre noi, cum facem toți dintre noi până la urmă. Așa că să nu ne focalizăm pe excepții, ci pe esență. Poate fi o învățătură de dus acasă. Dar când ucenicii cer detalii mai multe, Isus le răspunde adăugând un element nou la această esență a căsătoriei, de fapt răspunzându-le la întrebare. Și spune, oricine divorțează de soția lui și se căsătorește cu alta, comite adulter împotriva ei. Și dacă o soție divorțează de soțul ei și se căsătorește cu altul, comite adulter. Asta e pentru noi astăzi. Pe vremea aceea o soție nu putea să-ți divorțeze de soțul ei, doar invers se putea. Și sus vine și o scrie acolo. De ce? Pentru că știa vremurile care vor veni. Și, de fapt, prin această adăugare ne învață un alt lucru. Și anume, responsabilitatea relației de căsătorie aparține atât soțului cât și soției. Nu doar soțului. Iată un prim tablou practic de viață. Trăim cu astfel de experiențe în jurul nostru. Dacă ne uităm la al doilea tablou, apar niște copilași în imagine. Isus și copilașii vorbește despre altă prioritate. Dacă prima prioritate a fost prioritatea poruncii înaintea, în fața excepției, acum vine prioritatea autenticității în fața vârstei. Vârsta nu este neapărat una tu, autenticitatea însă este, poate fi. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Cine i-au adus? Părinții. Deci părinții au responsabilitatea principală pentru educarea spirituală a copilor lor. Dar ucenicii i-au mostrat. Iisus însă când a văzut acest lucru s-a indignat, s-a mâniat, spune Cornilescu. S-a indignat. De ce? Pentru că copiii sunt valoroși. Nu le disprețuiți copilările doar pentru că sunt micii nu știu nimic. Nu le disprețuiți lipsa de cunoștință sau de experiență. Copiii sunt valoroși. Și le-a zis Iisus, lăsați copilașii să vină la mine, nu-i opriți pentru că împărăția lui Dumnezeu este al celor ca ei. Oh. În textele paralele spune, oricine nu primește împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, nici de cum nu va intra în ea. Împărăția este a celor ca ei. Așa că deja descoperim o altă învățătură pentru noi și anume avem de învățat de la copii. Adulții au ce învăța de la copii, de la copilași. Și subliniez copilași pentru că adulții au ce învăța de la copilași înainte ca copilașii noștri să fie învățați de noi, de societate. Avem ce învăța de la copilași dacă sunt la vârsta aceea în care încă n-au fost învățați de societate. Sunt absolut uimit. Până nu de mult credeam că cărțile pentru copii sunt niște cărți inocente. Vezi o carte pentru copii și o cumperi așa, pentru că e pentru copii trebuie să fie ceva pe mintea lor, ceva inocent, ceva bun, ceva curat. Am învățat că trebuie să fiu foarte atent la ce cărți cumpăr. Chiar dacă sunt cărți, sau scrie pe ele că sunt cărți pentru copii, ar trebui să le văd mai devreme pentru că noi, societatea, începem să ne educăm copiii și apoi nu mai avem ce învăța de la ei. 75 de sfaturi pentru a supraviețui la școală, manual patentat de mine însămi, pentru a-ți face viața mai ușoară. Și spui că o carte de copii. Și vreau să auziți zis să va din cele 75 de sfaturi. Să vă zic câteva. Unul din ele, niciodată să nu urmezi sfaturile părinților. Hm. Mai vreți? Taci din gură. Dacă nu zici tot adevărul, nu înseamnă că minți? Dacă vrei ca părinții să scumpere ceva anume, spune-le că e pentru școală. Nu. Niciodată să nu-ți admiți greșeala în fața inimicului tău, oricât e nevoie. Și sfaturile continuă. Minte cât de mult poți, ca să-ți obții interesele. Avem de învățat de la copilași, dacă au vârsta aceea în care încă n-au ajuns să fie învățați de alții. Dar întrebarea practică pentru noi este, bună, avem de învățat de la copilași, ce? Stau și mă întreb, oare ce anume pierdem odată cu maturizarea încât Isus este nevoit să zică oricine nu primește împărățelul Dumnezeu ca un copilaș, nici de cum nu va intra în ea. Ce anume pierdem odată cu creșterea, cu maturizarea? Pierdem câteva lucruri. Ce ziceți de entuziasm? De capacitatea aceea de a, de a te minuna, de a te bucura? O pierdem cumva? Copiii știu să fie entuziasmați de ceea ce fac. Suficient să te uiți la o fetiță în față, cum sară și se bucură când vede atmosfera. Să te uiți la un băiețel care se uită la chitară-bas și trăiește împreună cu ce se întâmplă aici. Este suficient să-i vezi joia seara la o seară deasă de suflet, când copiii nu undă scena. Și vin și umblă printre oameni și sar pe scenă și își trag aproape keyboard pe ei și calcă peste chitări, peste ceapucă. Ei era, erau de un entuziasm nemaipomenit. Era lumea lor, ei se știu bucura. Ei se știu entuziasma. Și de ce mai pierdem pe lângă entuziasm? Curiozitatea. Mintea copilului are o forma unui semn de întrebare. Fiecare propoziție este un semn de întrebare. Dar întrebările lor sunt mult mai mult decât sete de informație. Ele sunt un act de afecțiune. Un strigă după relație, îi pun întrebări ca să te audă vorbind. Ca să fie în dialog cu tine. Pierdem și curiozitate. Ce mai pierdem? Pierdem încrederea aia nemaipomenită pe care un copil o are. Am auzit deja repetându-se aici în duminicile trecute, copiii nu au grijă zilei de mâine. Ei au încredere că părinții le poartă de grijă. Ei au încredere până și în străini. Dacă nu, de ce învățăm pe copii să nu se ducă după străini? Ei au încredere aceea nemaipomenită care cumva fuge din noi odată cu creșterea. Mai pierdem poate și o receptivitate. Uitați-vă cum absorb copiii cunoștințele. Le citești ceva, le spui un lucru nou și stau și iau. Poate nu înțeleg toate cuvintele, dar totuși le folosesc. Și le procesează până când le pricep la un moment dat, dar ei sunt absorbi, sunt receptivi, sunt învățabili. Ei învesc cum să facă și știu să facă imediat. Poate mai pierdem și respectul lor. Copilașii au oare care teamă respect de oameni mari, nu se iau în gură cu ei. Când te duci să te joci cu ei, strâng piciorul mamei și își pun cap acolo. Cum stai cu entuziasmul? Care ți este starea sufletului? Mai trezește vreun fior în tine credința în Isus? Te mai uimește ceva pe planeta asta? Poate că sufletul îți este salvat, dar îți este și liber, bucuros, entuziast. Îți este? Sau suntem mereu morocănoși? Nimic nu-i bine. Nu mai știm zâmbi, nu mai știm sări. Dar cum stai cu curiozitatea? Mai stai de vorbă cu Isus? Îi mai pui niște întrebări? Sau ești neutralizat, tranquilizat? Înțelege că întrebările nu sunt greșite, stânjenitoare, periculoase, ci sunt un act de afecțiune, un strigă după relație. Mai pui niște întrebări? Îi mai pui niște întrebări? Cum stai cu curiozitatea? Cum stai cu încrederea? Uf, ce greu este să îți dai drumul și să nu te mai îngrijorezi și te speri abandonarea. Ți se pare că este costisitoare, dar este mult mai costisitor să nu te abandonezi în mâinile Lui. Cum stai cu receptivitatea, cu învățabilitatea, te lași învățat? Dumnezeu continuă să-ți vorbească. Nu cumva viața ta e prea gălăgioasă? Mai stai curios să înveți ceva de la El? Cum stai cu respectul te iei în gură cu Dumnezeu, ridici pumnul, strici cu o brăznicie. Dumnezeu este o prezență vie care îți oprește inima loc. Sau este pentru tine doar o prezență palidă și ștearsă? A, cineva. Dumnezeu este măreț, sfânt și înfricoșător, știu, dar este și blând, atent și personal. Adulții pot învăța de la copilași. Și dacă răspunsul la aceste cinci întrebări nu sunt satisfăcătoare, ia niște timp și îl petrece -l cu niște copilași. Poate te vei molipsi puțin. Poate. Pentru că împărăția cerurilor este a celor ca ei. A celor entuziaști, curioși, încrezători, învățabili, respectoși. Prioritatea autenticității în fața vârstei. Ne mutăm la al treilea tablou, tânărul bogat, unde Iisus sublinează prioritatea consacrării înaintea regulilor, prioritatea relației în fața regulilor. Și povestirea o știm. Este povestirea omului care a venit la Iisus ca să vadă ce ar mai putea face și care pleacă văzând ce este incapabil să facă. Tocmai când pornea la drum, alerga alergat la el un om care a căzut în genunchi înaintea lui și l-a întrebat Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Oh, dar de ce să pui astfel de întrebare? Pentru că, iată lecția de viață, pentru că omul care are totul din perspectiva pământească nu are destul din perspectiva cerească? Omul care are totul din perspectiva pământului nu are destul din perspectiva veșniciei. Tânărul îi spune bunule învățător, agatos, adică e un cuvânt care sugerează bun în natura, în esența lui. Lingviștii ne spun că dacă s-ar fi referit doar la o, un act de bunătate, la o bunătate exterioară, la fapte de bunătate, ar fi folosit cuvântul calos. În schimb, Omul acesta, tânărul bogat, se adresează cu agatos, adică un învățător valoros, capabil, bun în esență. Și Isus percepe cuvântul și îi spune, de ce mă numești bun? Nimeni nu este bun în felul acesta decât unul, Dumnezeu. În alte cuvinte, Iisus se folosește de cuvântul tânărului și spune, tu îți dai seama că tocmai mai caracterizat cum doar Dumnezeu este caracterizat? Îți dai seama că așa mi-ai spus? Așa că respectul pe care mi-l arăți, numindu-mă astfel, să fie de bun augur pentru o alegere înțeleaptă, că urmează să spun ceva ce nu-ți va fi ușor să faci. Mă numești Dumnezeu? Pe atunci ea, ceea ce spun cade la Dumnezeu. Cunoști poruncile să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu depui mărturie falsă, să nu păgubești pe nimeni, să respecti tatăl și mama. Iisus listează doar șase lucruri din zece. Doar șase porunci din zece. Și toate cele menționate se referă la relațiile pe planul pământesc. El a spus, învățătorul pe toate acestea le-am păzit încă din tinerețea mea. Wow! Dar ce ne învață asta pe noi astăzi? Dați-vă ce ne învață. Este mare lucru să-ți dorești sincer viața veșnică, să te străduiești să împlinești poruncile lui Dumnezeu cu toată inima. Este mare lucru, dar nu e destul. Asta ne învață. E mare lucru, dar nu e destul. Este nevoie de consacrare, de dedicare, de abandonare sau, în alte cuvinte, este nevoie de o relație cu Dumnezeu. Relația asimilează și regulile inversa. Nu este adevărată. Cine are o relație cu cineva, regulile sunt naturale, respectarea lor este naturală, este parte din relație, dar la fel de bine poți să respecti niște reguli cu strictețe fără să ai nicio relație cu cel în fața căruia le respecti. Așa că omul este mare lucru, este mare lucru să te străduiești să respecti toate regulile. Dar nu-i destul. Așa că Isus îl ia de la nivelul realizărilor personale și vrea să-l ducă la nivelul iubirii de Dumnezeu. Poruncile lăsate pe din afară descriau relația cu Dumnezeu. ascultați le eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai azi Dumnezeu afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închin înaintea lor și să nu le slujești. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Alte patru porunci care toate au de-a face cu relația cu El. Delicat, Iisus încearcă să-i spună că omul nu are cum să-și cumpere mântuirea. Poți să te dai peste cap, poți să plângi toate poruncile într-un mod desăvârșit, dacă poți, nu-i destul. Tu trebuie să intri în relație cu Dumnezeu. Uitându-se la el, Iisus l-a îndrăgit sau l-a iubit, cum traduce Cornilescu. Cum l-a îndrăgit? Identificându-se cu el. Gândiți-vă, v-ați gândit vreodată? Și Isus era un tânăr bogat. Avea 31-32 de ani și era bogat, de fapt. Era cel mai bogat om din univers. El, Isus a trăit într-o într glorie incomprehensibilă, în bogăție și o bucurie inimaginabilă. Doar că el și-a vândut tot ce avea el, făcuse deja ceea ce urma să-i ceară tânărului să facă, s-a uitat la el și a dat seama, e o analogie, seamănă cu ce am făcut eu. Și îl îndrăgește. 2 Corinteniu cu 9. Voi cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos, care, deși a fost bogat, nu i-am inventat analogia, deși a fost bogat, de dragul vostru a devenit sărac. A lăsat, a vândut tot ce avea. Pentru ca voi să vă îmbogățiți prin sărăcia lui. De aia Iisus l-a îndrăgit. Pentru că se cu el. Și i-a zis, îți lipsește un singur lucru. du te devin de tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vine crucea și urmează. Uf îți lipsește un singur lucru. Ceea ce ne învață încă un adevăr. Dumnezeu nu acceptă o loialitate împărțită. Ori totul, or nimic. Indiscutabil. Ori totul, or nimic. Încrederea tânărului în avuțiile lui a diminuat încrederea în persoana care le dăruiește. Ce târg nefericit! cel mai nefericit târg din univers este ăsta. Să nu te poți desprinde de avuțiile tale, ori de ce fel or fi ele. Avuțiile tale să-ți diminueze încrederea în cel care ți le dă. Cum? Așa că întâmplarea tânărului bogat ne pune o întrebare astăzi și tabloul acesta ne pune o întrebare. Ție ce îți lipsește? Dacă Isus ar vorbi cu tine acum și ar începe fraza astfel, îți spune numele și zice, îți lipsește un singur lucru. Cum ai completa fraza? Îți lipsește un singur lucru. Care o fi ăla? Ți-l comunică cumva Duhului Dumnezeu acum? Care este piedica aceea care știi că te ține? Îți lipsește un singur lucru să-ți dai drumul. Tânărul bogat pleacă întristat pentru că avea multe averi. În fața acestei scene rămân cu toții muți și Isus se învață mai departe despre bogăție. Și apoi Petru a început să zică, iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. În alte cuvinte, Doamne, noi am făcut ceea ce a cerut tânărului bogat să niște bărci eventual și o năvod. Noi am, lăsat, ne am făcut ceea ce a cerut în bogat. E bine? Ne alegem cu ceva. Ce răsplată vom avea, după cum se exprimă Matei în textul paralel? Ce răsplată vom avea? Răspunsul vine imediat. Loialitatea voastră nu rămâne nerăsplătită. Nici în viața aceasta, nici în cea viitoare. În alte cuvinte, Iisus îi asigură ne asigură că loialitatea ce o arătăm nu rămâne nerăsplătită. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau frat sau suror sau mamă sau tată sau copii sau terenuri de dragul meu și de dragul Evangheliei și care să nu primească acum, în vremea aceasta, de o sută de ori mai mult casă, frați, surori, mame, copii și terenuri împreună cu persecuții, Iisus e realist, iar în viacul care vine, viață veșnică. Loialitatea ta nu rămâne nerăsplătită. Ceea ce ne împinge la tabloul al patrulea, fie lui ZBD. Și observați cum se leagă lucrurile. Hmm, vom primi. Hmm, vom primi de o sută de ori mai mult în viața asta și pf, viața veșnică în cealaltă. Hmm, am o idee. Prioritatea slujirii înaintea statutului ne învață această acesta al patrulea tablou. Fiul lui Zebedei au venit la el și i au zis, învățătorule, dorim să faci pentru noi orice îți vom cere. El a întrebat, ce doriți să fac pentru voi? Ei i-au zis, „De nevoie să ședem unul la dreapta și altul la stânga ta, în gloria ta. Iisus le-a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care sunt botezat eu? Ce vrea să zică Iisus prin fraza aceasta? Vrea să le zică și să ne zică că nu poți beneficia de bucuria gloriei fără să bei și paharul suferinței? Fără să plătești prețul pentru gloria aceea? Lecția aceasta se învață foarte greu. Mai o discuții asemănătoare în capitolul precedent. O cerere asemănătoare. Cât ne trebuie să învățăm că un statut glorios nu poate fi obținut fără efort, fără să plătești un preț? În afara mântuirii, nimic nu este gratis pe planeta Terra. Nimic. Absolut nimic nu e gratis. Și când cineva spune că ceva e gratis, minte, nu e gratis. Așa că Iisus se spune, dacă vreți gloria cerului, poziția asta de întâietate, trebuie să bei și paharul suferinței. Ei au zis, putem! Iisus le-a zis, sau uitat la ei și știind, veți bea paharul pe care îl voi bea eu, suferința, și veți fi botezați cu botezul cu care sunt botezat eu, moartea. Toți au murit de morți violente, toți ucenicii. Au băut paharul suferinței, dar, continuă Iisus, dreptul de a sta la dreapta sau la stânga mea nu ține de mine să-l dau, ci este pentru aceia cărora le-a fost pregătit. Adică, să fie clar, este prerogativa lui Dumnezeu să acorde pozițiile de cinste în împărăție. Nu dați din coate ca să le obțineți, Dumnezeu le dă. Lecție de viață? Chiar faptul că bei paharul suferinței, că plătești prețul, nu te și califică la a avea pretenții după poziții de cinste. Nu te îndreptățește să ai pretenții. Suferința ta pentru Hristos și pentru Evanghelie nu te îndreptățește să ai pretenții. Prerogativa acordării pozițiilor, a statutului în împărăție este lui Dumnezeu. Tu vezi de viața ta, Bea paharul, trăiește cu ziua și Dumnezeu îți va da. El va stabili ce poziție meriți. Pentru că nimeni în afara lui nu cântărește lucrurile corect. Cei la zece când au auzit au început să fie indignați din cauza lui Iacov și a lui Ioan. Atunci i-a chemat la el și le-a zis Știți că cei considerați domnitori ai națiunilor stăpânesc peste ele, iar conducătorii lor își, își exercită autoritatea asupra lor. Dar între voi nu este așa. Din potrivă, oricine vrea să fie mai mare între voi va fi slujitorul vostru, iar cel ce vrea să fie primul între voi vă va fi sclavul tuturor. Iisus vine și întoarce prioritățile. Uite așa, în politica împărăției lui Dumnezeu, slujirea aproape lui îți asigură întâietatea. Exact pe dos ca în vremea noastră. De aceea uimește învățătura aceasta și chiar îngrozește. Vrei să ai întâietate? Slujește. Vrei să ieși în față? Slujește. Fii sclavul tuturor. Și cineva te vede. În politica împărăției lui Dumnezeu, slujirea aproape lui îți asigură întâietatea. Și Iisus confirmă în versetul 45 că fiul omului nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și mai adaugă ceva și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Este a treia oară când Isus își prezice moartea cu detalii progresive. În capitolul 8, Iisus spune că bătrânii preoții și cărturarii îl vor omorâ. În capitolul 9, spune că oamenii îl vor omorâ. Și aici, în capitolul 10, spune că El își dă viața. În versul 45, ni se spune și motivația sacrificiului. Răscumpărarea. Își va da viața răscumpărare. Când vorbim de răscumpărare, azi ne gândim doar în relație cu o răpire de persoane. Dar în greacă, cuvântul lutron înseamnă a cumpăra libertatea unui sclav sau unui prizonier. Adică răscumpărătorul face o plată în conformitate cu valoarea deținutului. Iisus a venit să ne răscumpere de vreme ce sclavia noastră are de-a face cu viața, plata trebuia să fie conformă. Viață pentru viață. Doar cine iubește cu adevărat poate înțelege și face așa ceva. Pentru că, iată un alt adevăr, iubirea adevărată presupune un sacrificiu substitutiv. Iubirea adevărată presupune un sacrificiu substitutiv. Ce vreau să zic cu asta? Gândiți-vă. Dacă iubești o persoană care are viața aranjată, pusă la punct în toate domeniile, nu te costă mai nimic să o iubești. Iubirea ar fi o încântare. Dacă, în schimb, vrei să iubești o persoană cu handicap fizic, cu nevoi speciale, cu probleme fizice sau emoționale sau psihice, te va costa. Iubirea ta va presupune un sacrificiu. Nu o poți iubi pe persoana aceasta cu nevoi speciale, fără să suferi, fără să substitui, să răscumperi tu incapacitățile ei. Numai așa o poți iubi. Exemplu. Vrei să iubești un om paralizat, care nu poate umbla în cărucior cu rotile. Vrei să îl iubești, să-l mântuiești, să-l salvezi. O faci. Îl salvezi din necazul lui, paralizia lui, sacrificându-te, substituindu-i tu incapacitatea lui de a umbla și îl porți tu. Te duci tu cu el peste tot unde are el nevoie. El îți face programul. Vrei să-l mântui din incapacitatea de a umbla? Îl duci tu, îl porți tu, tu te sacrifici. Și în felul ăsta îl iubești, îi faci un bine. Îl iubești purtându-l. Alt exemplu. Vrei să iubești un om cu tulburări emoționale sau psihice? Vrei să-l mântuiești, să-l scapi din necazul lui, din problema lui emoțională și psihică? Sau psihică? Singurul mod în care îl poți mântui, scăpa, salva de necazul lui este să te încarci tu emoțional sau psihic, ascultându-l cum își deșartă povara. Este un sacrificiu substitutiv. Tu stai și îi iei și asculți-ne cazurile alea care nu se mai termină. Și el se simte descătușat și eliberat pentru că are cu cine vorbi. Vrei să-l salvezi din tulburarea lui emoțională? Stai și-l asculți. O preiei tu. Ceva, un exemplu mai aproape de noi, parentajul. Copilul este dependent total de părinte. Îl mântuiești, îl salvezi din dependența lui de tine, sacrificându-ți tu independența și preluând tu incapacitățile copilului. Îl vrei să-l vezi independent la o anumită vârstă? Ce faci ca părinte? Îl speli, îl schimbi, îi dai de mâncare, îți petrești timpul cu el, îți sacrifici independența ca să-l ajuți pe el să devină dependent cândva. De asta am spus. Iubirea adevărată presupune un sacrificiu substitutiv cel ce iubește o persoană cu nevoi speciale nu poate pur și simplu declara te iubesc, fii întreg. Te iubesc, scapă de paralizia ta. Te iubesc. Gata cu tulburările. Copile te iubesc, umblă singur și faci de mâncare. Nu merge. Nu poți să spui te iubesc, fii întreg. Și trebuie să fie acolo să-i substitui neajunsul, necazul. E bine la fel, merge analogia. Iisus iubește niște oameni cu nevoi speciale. Noi suntem niște oameni cu handicapuri fizice, emoționale, psihice. Noi suntem oameni cu nevoi speciale de toate felurile. Iisus ne iubește. Iubindu-ne, a trebuit să se sacrifice, substituindu-ne neajunsul. Neajunsul nostru e viața noastră. Noi murim și atunci vine să preia El incapacitatea noastră de a trăi. Vine El, își dă viața pentru viața noastră. Despre asta vorbește răscumpărarea. El nu putea doar declara, te iubesc, fiertat”. iertat. Ce e aia? Iubirea adevărată înseamnă, presupune, un sacrificiu substitutiv, o răscumpărare. Iată ce concept uriaș prezintă Isus într-un singur cuvânt. Dar mai urmează ceva în fraza aceasta din 10 cu 45. Pentru mulți. Și expresia aceasta este ambivalentă. Este încurajatoare, dar și tulburătoare. Încurajatoare pentru mulți, adică nu pentru câțiva, nu pentru câțiva favorizați, pentru mulți. Poate că și am loc acolo. Dar este ambivalentă, poate fi și tulburătoare. Pentru mulți. Înseamnă, ah, nu pentru toți? Uh, eu sunt printre ei? Nu pentru toți? Pentru mulți, nu pentru toți. Pentru cine? Pentru toți aceia care își vor pune încrederea în, în Isus. Nici unul dintre cei care își pun încrederea nu vor fi excluși. Ești printre cei mulți pentru care El a plătit răscumpărarea? Ești printre cei mulți? O întrebare cât se poate de practică. Și demersul nostru de astăzi se încheie cu al cincilea tablou, care știți ce face? Explică, răspunde la întrebarea, cum poți fi dintre cei mulți? Dacă tabloul 4 ne lasă cu întrebarea, tu ești printre cei mulți? Iisus a plătit prețul de răscumpărare, dar ești printre cei mulți? Tabloul următor, orbul Bartimeu, ne răspunde la întrebarea, cum poți fi dintre cei mulți? Și acest tablou vorbește de prioritatea împăcării cu Isus, înaintea orice altceva. Au ajuns la Ierihon, când a ieșit Iisus din Ierihon împreună cu ucenicii lui și cu o mulțime mare de oameni, un cerșetor or pe nume Bartimeu, fiul lui Timeu, ședea lângă drum. Când a auzit el că este Isus din Nazaret, a început să strege și să zică, Fiul lui David, Isus ai milă de mine! Mulți îl mustrau să tacă, dar el striga și mai tare, Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l! Ei l chemat pe orb și i-au zis, hai îndrăznește, ridică-te că -și te cheamă. El și-a aruncat haina, singura pe care avea probabil, a sărit în picioare și a venit la Isus. Atunci Isus răspunzându-i, a întrebat, ce doresc să fac pentru tine? Orbul i-a zis, Rabunii, aș vrea să-mi revină vederea. Isus i-a spus, du-te, credința ta te-a vindecat. Imediat a revenit vederea și l-a urmat pe Isus pe drum. Cum poți ști dacă ești dintre cei mulți? Cum poți fi dintre cei mulți? Învață Bartimeu. Strigă și tu cu perseverență. Fiului David, Isus, ai milă de mine. Așa ajungi între cei mulți pentru care Isus plătește prețul de răscumpărare. Strigă și cheamă-l. Dar atenție, această strigare nu este o înșiruire magică de cuvinte. Spui, fiului David, ai milă de mine. Gata. Fraza aceasta este încărcată de semnificație. Acel fiu al lui David spune multe. Este prima oară în Evanghelia după Marco cel puțin când cineva îl strigă pe Iisus astfel ca fiind fiul lui David. Pentru că fiul lui David înseamnă regele, unsul, mesia, mântuitorul, Nimeni nu l-a mai numit așa până aici. Partea mea în schimb îl strigă, fiul lui David, de unde știa orbul cine este Isus din Nazaret? Înseamnă că auzise, înseamnă că studiase, înseamnă că pusese cap la cap informațiile și înseamnă că crezuse. Tu ești fiul lui David, Mesia. Cum poți fi dintre cei mulți? Citește, studiază, pune întrebări, pune informațiile cap la cap, crede și strigă, cerei vindecarea spirituală. Făcând apel la mila lui, la bunăvoința lui și urmează-l. Iisus și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Poți fi dintre cei mulți dacă strigi către El să te vindece spiritual și dacă îl urmezi, pur și simplu. Strigi fiul lui David, ai milă de mine. Și sus, moartea lui devine preț de răscumpărare pentru tine. Și toate tulburările, toate nevoile tale speciale, de fapt, toată viața ta ce moare, este înlocuită, este substituită. De viața lui ce a murit. Când moartea a intrat, viața a început. Când moartea lui a avut loc, viața ta a început.